Am revenit din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele. Vă spuneam de astăzi, suntem din nou cu dumneavoastră în direct. Lunea și miercurea pe Agro TV de la ora 17 puteți să intrați în direct cu noi și dacă doriți să revedeți informațiile pe care vi le-am transmis, ne puteți urmări și în reluare luni și miercuri de la ora 22 pe Agro TV. Aș vrea să încep cu imaginile trimise de Vasile, să mai zâmbim și noi, să ne mai bucurăm pentru că am muncit împreună și am muncit cu folos. Vasile ne-a trimis imagini cu recolta pe care o are în grădină. Vă așteptăm și poze din grădina sau filmulețe din grădina dumneavoastră să vedem dacă sfaturile noastre au avut roade. Și iată că Vasile se bucură și de piersici, și de peri, și de prune, cu mențiunea sau cu, îl urechez puțin pe domnul Vasile, mai tăiați puțin din perii ăia, că o să se rupă crengile. Lăsați un pic și la alții să mai mănânce și mai tăiați puțin, normați rodul primăvara prin tăier, că o să rupeți crengile părului sau o să se aplece foarte tare, o să ajungă doar să rodească, să diferențieze muguri de rod. Când crengile coboară sub poziția de orizontal, vor diferenția numai muguri de rod și în 2-3 ani veți pierde acele ramuri dacă nu avem un echilibru între fructificare și creștere. Deci pe lângă mugurii de rod, noi mai trebuie să avem și muguri vegetativ pe fiecare ramură. Să mergem la Cătălin, care nu a fost un elev conștiincios. Ne spune că a făcut toate stropirile, ne spune și cu ce produse, dar iată se confruntă cu făinare, dar da, numai la anumite sori. Asta înțelegem. Sigur că sorii este mai sensibile. Sorile sunt, unele sunt mai sensibile, alte mai rezistente. Și se întâmplă fenomenul ăsta, dar dacă ar fi făcut tratament la timp, boala nu se instalează. Ne-a spus cu ce a făcut, nu enumăr produsele, acum nu știm dacă le-a făcut la timp sau doar le-a făcut, sau soiul este chiar de nestăpânit, adică este atât de sensibil la făinare încât n-a putut fi prevenită. Dar dacă mai are timp acum și în 2 săptămâni nu recoltează, poate să facă tratament cu produsul Cumulus și rezolvă problema. Două tratamente la interval de 1 săptămână, curăță ciorchinii fără nicio problemă. Luca are o problemă la niște arbuști ornamentale, ne spune că nu știe ce boală este, ce s-a întâmplat cu ei, dar frunzele încep să se usuce, să îngălbenesc și cad. Da, făcut cu cabriotop, cu cidelitop, cu coragen, Nova din Progres și nu au avut niciun efect. Nu, deci trebuie făcut tratament cu produsul Nisorun, în primul rând, și amestecat fie cu produsul Talent, fie cu un alt insecticid, cu, mă rog, Caratezion sau ce. Sunt niște păduc testoși care se instalează în special pe asemenea plante și chiar și pe lemn, nu numai pe frunze, și pe lemn. Toată planta o invadează, plus că trebuie să insistăm să facem tratamentele cu atomizorul, pentru că trebuie să pătrundă soluția și pe rămurelele din interior. Păducii ăștia testoși sunt specifice acestei plante, Eonimus. Da. E specific și bine ar fi, dar tratamentele trebuie să le facă la 3 tratamente la un interval de 1 săptămână. Numai așa se poate scăpa și e o chestiune, e o invazie foarte puternică. Trebuie neapărat să meargă la îmbăiere cu insectele respective. La îmbăiere, cu atomizorul, să sufle toate plantele și în interior și în exterior și repetat, insistat, mai ales că nu este o plantă pe care să o recoltăm și să mâncăm din ea. Da. Putem să o stropim intens neapărat, până scăpăm neapărat de... trebuie făcut tratament urgent, altfel va muri planta. Dacă Luca s-a luptat cu acești dăunători, Mihnea nu s-a luptat cu dăunătorii, cu mai exact cu omida păroasă a buxusului. Ne și spune că nu a făcut niciun tratament și iată cum arată buxusii. Mai poate să-i salveze, mai... Eu aș încerca totuși, pentru că buxusul este o plantă un pic mai rezistentă, să facă un tratament rapid, dar cu atomizorul. Și să pună acolo produsul Nisorun împreună cu produsul Talent și tratamentul să-l facă 3 tratamente la interval de 1 săptămână. Cât se poate de repede să omorâm insecta și să omorâm rezerva biologică și rezolvăm problema.
Când vedem astfel de imagini, ne dăm seama că, așa cum spune vorba românească, noi cetărăm degeaba. Iată cât de greu a crescut acel buxus, în câți ani și cum da, un dăunător l-a decimat fără ca proprietarul să intervină cu vreun tratament. Asta e o chestiune, chiar e o chestiune mare. E păcat să ai o astfel de grădină și să nu faci tratamente, da, să nu întreții corespunzător. Da. Acum ori pierzi plantele, ori arată foarte, foarte urât. Dar poate că mai poate, mai vegetează. Să-l tundă, să facă tratamentele, să elimine absolut tot ce cade acolo jos și solul de sub plante trebuie neapărat să îl stropească, să omorâm insectele respective. Să sperăm că omizile n-au migrat, pentru că ele, după ce dăunează, ele migrează în crăpăturile caselor, în crăpături de trotuare, în pământ și ele s-au adăpostit deja. Trebuie neapărat făcut tratamentul la sânge. Domnul Ghibu, vă mulțumesc pentru informațiile aduse și astăzi vă așteptăm și miercuri în calitate de inginer, nu în calitate de profesor. Vă așteptăm și pe dumneavoastră miercuri în direct aici la ora 17 la Agro TV. Până atunci să vă meargă din plin, să aveți multă sănătate și să ne revedem cu bine.